Peste 1300 de târgujieni fără posibilități materiale vor primi din partea primăriei Târgu Jiu pachete cu alimente și dulciuri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Valoarea unui pachet ajunge la 220 de lei. Cu același prilej, unii dintre beneficiari vor primi și câte un brăduț. Ca în fiecare an și anul acesta, primăria Târgu Jiu va intra în casele cetățenilor nevoiași cu pachete de alimente și brăduți. O acțiune a noastră de suflet, pe care am intitulat-o Un brăduț în fiecare casă, acțiune care se adresează unui număr de 50 de familii cu mai mulți copii și venituri reduse sau persoane defavorizate social. De Revelion, municipalitatea va pregăti pentru aceeași categorie de persoane o masă festivă și o petrecere.